Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 113 ediții de analize economice, un proiect comun din viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina oficială a acestor instituții sau pe pagina mea iuniț.md. Astăzi avem o ediție mai specială, nu e o ediție specială, dar mai specială. Moldova are 32 de ani de zile de când și-a căpătat independența, de fapt, de când s-a destrămat de Uniunea Sovietică, de când a apărut pe ruinele Uniunii Sovietice, și am zis că ar fi bine să ne uităm ce s-a întâmplat în acești 32 de ani de zile, apropo, cum ne-am schimbat noi. Am ales câțiva indicatori relevanți, veți vedea că sunt unele cifre care cred că în altă parte nu le mai găsiți, și am aici o rugăminte. Anul viitor, dacă ajungem cu bine, dacă aveți anumite lucruri care credeți că ar fi bine să le comparăm astăzi cu 91, când ne-am obținut independența, vă rog să le sugerați și noi vom avea grijă să discutăm, să le analizăm și să aflăm alte cifre interesante. Dar înainte de a trece la această discuție, de a vorbi despre 10 lucruri care descriu Moldova în acești 32 de ani de zile de independență, încă o dată vreau să repet un lucru pe care îl spun desori. Moldova a devenit săracă în anii 90, nu din cauza că a obținut independență. Moldova a devenit independență în urma prăbușirii unui sistem falimentar. Uniunea Sovietică a început să ducă de-a dura încă de pe anii 70-80, a falimentat totalmente și noi am apărut că a stat pe ruinele unui sistem distrus. Atunci, în naivitate și în tinereța noastră, ca țară independentă, mai credeam că avem agricultură, industrie, ne-au trebuit 30 de ani de zile ca să ne dăm seama că, de fapt, nu era nici agricultură, nici industrie sau ceea ce era, de fapt, nu avea cum supraviețui în această lume de competiție, dar nici stat nu aveam, în sensul că instituțiile statului erau și rămân a fi nefuncționale și nu își pot realiza funcția lor de bază, din păcate, până în prezent. Haideți să luăm la rând. Prima ce aș vrea să ne oprim la populație. Și aici aș vrea să marchez următorul lucru. Toată analiza care o fac, în cele mai des ori vorbim despre partea dreapta Nistrului fără stânga Nistrului. În unele cazuri, când menționez stânga Nistrului, asta înseamnă că utilizați și datele din stânga Nistrului. Iar deseori vom folosi doar datele din dreapta Nistrului. Voi mai încerca să spun lucrul acesta, dar pentru comparabilitate am făcut estimările ce era pe dreapta Nistrului. Deci ne comparăm noi cu noi, fără stânga Nistrului, care sper că într-o viitor apropiat va fi reintegrată în țara noastră. Deci prima, cu populația. Aici avem una din cele mai mari drame, știți, în opinia mea, calitatea unei guvernări, nu mă interesează PIB-ul, PIB calculul locuitor, după aceasta, după mine aceștia sunt niște indicatori irelevanți în condiția când există un indicator perfect. Ce se întâmplă cu populația ta? Vine în țară sau fuge din țară? În dependență de aceasta poți să-ți dai seama calitatea guvernării. Este cel mai bun indicator care determină modelul de guvernare din țările capitaliste, țările socialiste, țările din Asia, din Europa, tot ce vreți. Vă uitați unde fug oamenii, de unde fug oamenii și în ce direcție merg și asta este cel mai mult. La noi, din păcate, avem un scor negativ. În anul 1991, populația Republicii Moldova era 434 de milioane de oameni, dintre care pe malul drept era 3,6 milioane. Aici vreau să spun că datele puțin diferă, noi, după statistică, în stânga Nistrului erau circa 600 de mii, ei raportează că erau 731 de mii. Bănuiesc că introduc și oameni care temporar se aflau acolo, în special legat de situația de preconflict, armata, deci cred că au introdus pe toți. Nu vreau astăzi să mă opresc, cert este un singur lucru. Astăzi noi în țară am rămas 2,5 milioane, iar în total cu stânga Nistrului, unde sunt circa 300 de mii, suntem 2,8 milioane. Deci 2,5 milioane suntem pe dreapta Nistrului. Și aici trebuie să mai facem o concretizare. Din aceștia 2,5 mai scoateți 200 de mii. Biroul de statistică deja acum prezintă datele migrației temporară, cei care au plecat mai puțin de un an de zile și anual sunt plecați undeva, pe moment sunt plecați undeva 150-200 de mii. Deci noi în realitate în țară suntem numai mult de 2,3 milioane. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Populația Republicii Moldova s-a redus cu 1,5 milioane locuitori, dintre care 1,1 milioane pe malul drept a Nistrului. Avem o treime din populație plecată, mai rău ca la noi doar în stânga Nistrului. Deci doar de acolo au plecat mai mulți ca la noi. În rest nu mai găsiți undeva unde am avut așa o migrație masivă. Deci este un lucru neîmbucurător. Al doilea indicator care mi s-a părut destul de important să-l relatăm este număr de salariați câți avem în economie. Și i-am dat și cu număr de pensionari și acum și-am vă explic din ce cauză. Deci în anul 91 noi aveam undeva 1,
aproape 1,6 milioane de salariați. Pensionarii aveam atunci 582 de mii de pensionari, estimativ, deoarece ar trebui să decuplez cei din stânga Nistrului, vorbim doar de pensionari pe malul drept, ca să putem să-i comparăm cu ceea ce avem în ziua de astăzi. Astăzi am ajuns la 628 de mii, estimativ în acest an de salariați, și pensionari 525 de mii. Aș vrea să mă întorc la salariați. Dacă vă uitați atent, numărul lor a scăzut continuu până în 2010, când am ajuns la 600 de mii. După aceasta, în 2019, timp de 10 ani de zile, noi foarte greu am ajuns până la 625 de mii. Criza din 2020, când s-a început pandemia, a fost o ușoară lovitură peste noi și ne-am propus și deci toată creșterea de 10 ani s-a dus într-o singură an, am ajuns la 200, iarăși la 600 de mii de oameni. Iar în acest an, în special datorită sectorului servicii, noi avem o creștere până la 628 de mii. Apropo, despre aceasta am vorbit într-o ediție anterioară. Ce aș mai marca aici? Cel mai mare scădere este cauzată de cei din mediul rural și în special din sectorul agricol. Noi din agricultură am avut cea mai mare scădere. Și încă o cifră. În anul 1991 aveam aproape 3 salariați la un pensionar. Astăzi avem aproape un pensionar la un salariat. De aici avem și pensia care, despre care vă vorbim mai târziu, care este foarte nesatisfăcătoare pentru oameni și despre incapacitatea de a plăti pensii. Deci la noi, în această perioadă, situația cu numărul de pensionari s-a înrăutățit de peste 2 ori la numărul de angajați. Dacă observați, practic, noi nu avem un sistem care este capabil să mențină pensionarii care avem. Apropo, numărul de pensionari astăzi era să fie peste 600 de mii de oameni, dar noi am modificat de câteva ori vârsta de pensionare și în felul acesta puțin a salvat situația, dar nu foarte bine, de câte observați, raportul de 1 la 3, nici nu putem visa acum la așa raport de pensionare. Care e salariul mediu? Aici voi utiliza două cifre. În primul rând, salariul mediu nominal sau în lei, așa cum este la ziua de astăzi. După aceasta, după puterea de comparare sau salariu comparativ cu care este salariul la ziua de astăzi. La primul salariu nominal l-am luat stânga și dreapta Nistrului. Dacă ne uităm atent, în anul 1991, salariul mediu pe ambele maluri ale Nistrului plus minus era egal 434 de rubli salariul mediu pe economie. După aceasta, din 95 până în anul 2000, salariul plus minus era egal. Am avut în stânga Nistrului după criza din 98, e cumva mai greu, nu mai greu, dar încerca să oprească tăvălucul cu nimic și nu s-a primit și într-un an la ei salariul a fost ceva mai bun. După aceasta a fost cam egal până prin 2003-2004. După aceasta, în stânga Nistrului, salariul a început să fie cu mult mai, să crească mai repede decât la noi. De ceea ce asta s-a întâmplat, am avut o ediție specială și poate voi face, voi explica. Acum doar constatăm faptele, fără a face comentarii, deoarece nu este tema astăzi, sunt atâtea subiecte că nu reușim să facem comentariu. Salariul în stânga Nistrului în anul 2015 era de 1,4 ori mai mare decât în dreapta Nistrului. Atunci v-a adus aminte, unii chiar se uitau, uite la ei, pensie mai mare, salariu mai mare. Dar povestea lor n-a ținut mult, după aceasta au fost nevoiți să deprecieze rubla lor, acum, printre altele, ca să vă spun, o țin artificial, și de atunci, practic, salariul în stânga Nistrului n-a crescut, iar în prezent, salariul din dreapta Nistrului este de 1,5 ori mai mare decât în stânga Nistrului, și aici vreau să spun că dacă la noi, în această perioadă, salariul a crescut de 2,8 ori, la ei a crescut doar cu 10%, practic n-a crescut deloc, nominal, aici vorbim de salariul nominal. Din acest motiv, acum crește discrepanța sau diferența dintre salariul din dreapta Nistrului și stânga Nistrului. Doar voi menționa un singur lucru, că eu am luat după cursul valutar, trebuie să răspundem că în stânga Nistrului puterea de cumpărare a rublei este puțin mai mare decât după cursul valutar, din simplu motiv că au câteva produse pe care le subvenționează, dar la alte produse prețul sunt cu mult mai mari la noi, de aceea rubla lor este puțin mai puternică în realitate decât după cursul valutar, dar nu cu mult, ca să zicem că avem o situație foarte bună acolo. Deci în stânga Nistrului, în prezent, într-adevăr, veniturile lor rămân din ce în ce mai în urmă decât este în dreapta Nistrului. Dar, după cum am spus, asta este nominal. Nu poți compara 32 de lei, cât era salariul mediu în 93, cu 12.450, cât va fi salariul mediu în prezent. Deci am făcut un exercițiu care nu știm foarte bine. Ca să poți compara datele, am luat cât primea omul în lei de ziua de astăzi. Altfel spus, un cetățean în Republica Moldova în 91
cu salariu, cât putea cumpăra? Ei, telefoane mobile nu erau, dar am luat, deci el nu putea cumpăra niciun telefon mobil cât de mult nu și-ar fi dorit, dar în măsura posibilităților, cam care era puterea lui de cumpărare atunci și acum, ca să vedem cu cât real a crescut bunăstarea cetățenilor noștri față de anul 1991, anul de independență. Deci, în 91, noi aveam salariu 434 de ruble, ceea ce era echivalentul în lei de astăzi, cam 6500 de lei. Deci, mai mult sau mai puțin în 32 de ani de independență, bunăstarea noastră a salariului a crescut cam de două ori. Deci în prezent noi o ducem de două ori mai bine decât am dus-o în 91. Evident că aceasta este plus minus. Acum, atunci oamenii nu circulau cum acum circulă în toată lumea. Atunci oamenii nu aveau telefoane mobile. În schimb aveau alte beneficii. Factura nu era mare, alte lucruri erau. Dar în plus minus noi acum o ducem de două ori mai bine decât în 91. Apropo, salariul cel mai bun a fost în 91, dar oricum a fost în 85, despre aceasta în altă ediție. Cu pensia. Cu pensia stăm cu mult mai rău. Deci în 91 pensia medie era echivalentul la 3200, aproximativ 3200 de lei. Apoi a căzut. Imaginați-vă că în 2000 pensionarii noștri, deci ia să nu vă mirați, am scris odată un articol, nu vă bate joc de pensionari că ei schimbă guvernările. În 2000 pensia medie era 543 de lei în banii de astăzi. Imaginați-vă un pensionar care trebuia să supraviețească în 2543 de lei. De aici este și nemulțumirea lor și știți ce s-a întâmplat atunci. După aceasta, pensia a crescut destul de brusc până în 2005, atunci creșterea nu este atât reală. Creșterea reală n-a fost atât de mult. Deci aici, în 5 ani de zile, a crescut de 3 ori pensia reală. Deci, în real, pensionari, în 5 ani de zile, au devenit de 3 ori mai bogați, dacă am putea spune, pentru pensionari. Dar vă rog să vă uitați la ultimul grafic. În prezent, în 2023, pensia medie eu estimez că va fi 3200 de lei. Care este prima concluzie? Deci doar în 2023 pensionarii noștri vor avea același nivel de trai care l-a avut în 91. Și apropo, 91 a fost cel mai bun. Cel mai bun a fost 85-86. Deci noi până în prezent încă n-am reușit să recuperăm la pensionari. Și uitați-vă ce se întâmplă. Dacă în prezent salariul este de două ori mai mare decât pensia, iar de două ori mai mare decât a fost în 91, iar pensia este fix ca în 91, a doua concluzie este că în prezent pensionarii o duc de două ori mai rău față decât media din societate, tot dus în 91. De ce asta se întâmplă? Nu avem salariați. Avem foarte puțin salariați. Imaginați-vă că la noi numărul de salariați a scăzut de trei ori și noi, dându-le o pensie de două ori mai mică decât în 91, decât a trebuit să dăm față de 91, oricum nu ne ajunge bani și trebuie să subvenționăm o treime din bugetul de stat. Deci asta este partea cea mai proastă. Cu pensionarii noi, de fapt, stăm cel mai prost. Dar haideți să mergem mai departe să vedem ce avem. Veniturile anuale ale populației. Ca să fie clar, jos este în lei la valoarea zilei de astăzi, sus este la jos este cât primea, cât câștigam noi atunci, sus este la valoarea leului din 2023. Ce înseamnă venitul populației? În afară de salarii, noi avem pensii, noi avem remitențe de peste hotare care au început a crește foarte puternic, noi avem venituri din agricultură, noi avem alte venituri pe care le obținem, deci totalitatea veniturilor. În acest an estimez că veniturile noastre vor fi 215 miliarde lei. În anul 91, populația Republicii Moldova a câștigat 10,4 miliarde de ruble, asta este estimativă cât am câștigat atunci, ceea ce era echivalentul la 158 de miliarde de ruble. Deci în prezent 158 de miliarde de lei din ziua de astăzi. Dacă observați, de 1,4 ori mai mult. Ați întrebat, dacă salariile au crescut de două ori, de ce veniturile populației doar 1,4 ori? Răspunsul este simplu. Atunci erau mulți salariați, acum sunt puțin salariați și noi luăm veniturile totale. Și doi, pensia, din păcate, este cu mult mai micuță. De atunci pensia era mai mare, mai multă lume lucra. În schimb, nu erau venituri din remitență, nu erau venituri în altă parte. Despre veniturile populației veți putea găsi, cred că voi face o ediție aparte. Cert este că la noi în acest an, dacă salariul din anul 2023 din cauza că inflația va fi una redusă, va ajunge nivelul din 2021 la venituri, din câte vedeți noi în acest an, încă venitul nostru va fi cu 7% mai mici decât în 2021. Altfel spus, noi avem 215 miliarde lei, în 2021 am avut 169 de miliarde lei, dar banii de acum sunt mai puțini decât în 2021 cu circa 7%. Deci oamenii astăzi real sunt cu 7% mai săraci decât în 2021, chiar dacă nominal câștigă cu mult mai mult. Haideți să mergem mai departe. Avuția noastră. Tot ce avem noi. Ce au cetățenii Republicii Moldova? Au casă,
au apartamente, au terenuri agricole, au acțiuni, după privatizare am început să avea toate, că de mine nu mai știe ce aveam, au bani în bancă. Deci toată avuția noastră, în prezent, o estimez la 45 de miliarde de dolari. E mult sau puțin? În 91, toată avuția noastră era 1,4 miliarde de dolari. Mă, care aici e bine, am devenit de 30 de ori mai bogați. De ce așa s-a întâmplat? Din câteva motive. Prima, vă rog să țineți minte, în anul 91, doar casele individuale erau private și circa 40% de apartamente. Apropo, cine vă spune că Uniunea Sovietică a dat apartamente, puteți să glumiți, să râdeți, dar toate apartamentele care le-au oameni le-au dat, de fapt, statul independent Republica Moldova, când v-a permis să faceți privatizarea după anii 91, 92, 93, 94. Poate vreodată vei vorbi. Deci, în 91, doar 40% din apartamente erau private. La casele de locuit erau private, aproape toate, pământul încă nu era privat, bani în bancă, știți voi ce s-a întâmplat cu dânșii. Din acest motiv, practic, toată avuția noastră atunci costa 1,4 miliarde de dolari. Ea a rămas relativ constantă până în 2000 și din 2000 a început a crește, mulțumiți diasporii. Din ce cauză? Că nu de atât că vă trimăți bani acasă. Dar din cauza că diaspora a trimis bani acasă, la noi s-a înviorat piața imobiliară și la noi toată avuția noastră a crescut din contul scumpirii și apartamentelor. De fapt, noi am devenit mai bogați, nu e dacă avem mai multe locuințe, dar din cauza că o locuință nu mai costă 3-4 mii de dolari cum costa înainte, dar costă 40-50 de mii. De fapt, noi am reușit să dăm valoare la ceea ce avem. Tot ce a făcut diaspora trimițând bani acasă a creat valoare la proprietatea noastră, care nu valoare nimic în 91. Deci atunci valoarea era 4 miliarde, cum este 45. Produs intern brut. Asta la tăți le place. Haideți să ne uităm ce e cu produsul intern brut. Produsul nostru intern brut, în acest an, cel mai probabil va ajunge 310 miliarde de lei. În 91, produsul intern brut al Moldovei era 25,9 miliarde ruble. Dacă veți găsi date oficiale, veți vedea că este mai mic. Din ce cauză că la noi, până în 91, nu calculam produs intern brut, dar era așa numitul produsul național, ceva de felul acesta, îmi cer scuze că am uitat denumirea lui, avea o denumire interesantă, deci era doar valoarea materială națională. Deci, până atunci, în Uniunea Sovietică, noi calculam doar ceea ce a creat valoare materială. Serviciile nu intrau ca ceva valoare, de aceea eu am luat datele 25,9 miliarde de lei după metodologia Băncii Mondiale. În lei, dacă am calculat ziua de astăzi, produsul intern brut în 91 era de 323 de miliarde de lei, altfel spus. În anul 2023, noi încă n-am ajuns la nivelul de 91. Deci produsul intern brut în anul 2023 este egal cu 96,3% din 1991 și cel mai probabil noi vom ajunge la valoarea produsului intern brut de la independență la anul. Dacă noi la anul vom face încă o ediție de aceasta de ziua independență, vom putea spune produsul intern brut a Republicii Moldova în anul 2024 a ajuns la nivelul anului 1991. Dar noi avem mult până în 89. Dacă noi vom avea aceeași creștere care am avut în ultimii 10 ani, de 3% anual media, că am avut creștere, descreștere, dar media a fost 3% anual, nu mai trebuie încă 10 ani de zile. Cum în 2032 noi vom ajunge la produs intern brut care a fost în 89. Cert este că în prezent noi suntem aproape la nivelul 89, în 1991 și la anul cred că vom ajunge la nivelul anului 1991. Producția industrială. La producția industrială, situația este în felul următor. În anul 1995 sunt primele date când avem 4,3, mai departe sunt indici, doar putem face estimări. Mi-a fost greu să dau în valoarea care era atunci în rubli sovietice. O depun un efort la anul, cred că găsesc. Dar producția industrială în valoarea leului de ziua de astăzi, în 1991, era de 116 miliarde de ruble. În prezent este doar 116 miliarde de lei, ceea ce astăzi este 85. Deci noi, după 32 de ani de independență, încă n-am ajuns la producția industrială din 1991. În ultimii 18 ani, dacă vă uitați atent la noi, producția industrială a crescut în mediu, că am avut creșteri de credit, cu 0,6% anual. Nici nu știu ce fac, splâng sau ce zic aici, 0,6%. Sunt țări care au 15% anual, 20%, noi avem în unii ani, am avut 10% anual și avem o bucurie, oameni buni. În 18 ani, 0,6%.
Dacă păstrăm același ritm care l-am avut în ultimii 18 ani de creștere producției industriale cu 0,6% anual, ne mai trebuie vreo 50 de ani ca să ajungem la nivelul anului 1991. Deci Republica Moldova, fără o schimbare a paradigmei de dezvoltare, ne vom bălăși pe loc încă 30 de ani, ca fiți atenți să ajungem doar la nivelul 91. 91 nu era cel mai perfect an. Deci la capitolul industriei noi avem un minus, minus enorm. N-am prea tras atenția la acest subiect, dar va trebui să atrag o atenție sporită într-un viitor apropiat. Cu producția agricolă. Aici a fost bine, dar iar e rău. Ce am în vedere? Producția agricolă, aveți jos cât a fost producția agricolă în lei moldovenești, iar sus la valoarea leului din 2023. În 2021, noi am fost mai mult sau mai bine. Bine, noi am ajuns cu producția industrială la nivelul anului 91. Deci în 2021, din cauza că a fost un an perfect, am avut o creștere fără precedent. Uitați-vă creșterea din 21 față de 20. Așa ceva nu veți vedea în istoria noastră niciodată. Și noi am ajuns în 21 la producția industrială din 2000, din 91, însă anul 2022 a fost un an foarte prost. Anul acesta cel mai probabil va fi un an nu prea bun. De ce? Eu estimez că noi în acest an pur și simplu vom fi mai mult sau mai rău echivalentul ce a fost în ultimii 15 ani, adică producție la nivelul ultimilor 15 ani, însă cu certitudine nu la nivelul anului 91. Față de anul 1987, când producția a fost de aproape 90 de miliarde de lei la ziua de astăzi, mai avem încă foarte, foarte mult de mers. Deci la concluzii le faceți dumneavoastră singur. Deci noi, iarăși la producția agricolă, din păcate, să depindem de clima de afară. Afară este cald, avem producția agricolă, afară este frig, nu plouă, în ce scuze, producția agricolă nu avem. E și ultima. Credeam că e de bine, dar nu știu, deja s-o spuneți dumneavoastră. Autoturismi. În anul 1970, estimez că în Moldova, pe partea dreaptă, deci eu am reușit aici și aici dau o notiță, am făcut estimările pe partea dreaptă, erau înregistrate 15,4 mii. Cum am făcut lucrul acesta? Este simplu. Aveam 5 mașini la un locuitor, deci atunci erau la fiecare 1000 de locuitori, erau 5 mașini. Mulțumim câți oameni trăiau pe partea dreaptă și aproximativ erau 15.400 de mașini. De fapt, în anul 1900, până în anul 1970, în Republica Moldova mașini nu erau. Așa deja trebuie să fac o scurtă istorie, s-a deschis fabrica din Toliate, noi toți ne-am suit pe anul publicitate, că nu mai sunt jăguliuri. Uf, Doamne, atunci când eram, că erau cele mai buni mașini, când mi-aduc aminte, acum mă gândesc, Doamne, și eram noi atunci. Dar în către anul 80 erau deja 90.000 de mașini înregistrate pe panul drept, iar către independență 155.000. Aici vreau să vă spun, când ați spună cineva că benzina era 4 capici sau 2 capici chiar, am publicat odată. Da, era atâta cât nu erau nimeni, nu avea mașini. Când a început, și era subvenționat. Când a început populația să aibă mașini, brusc benzina s-a scumpit. Așa că toată Uniunea Sovietică exista atâta timp cât nimeni nu consuma nimic. Cum se începe consumul, cum Uniunea Sovietică nu mai trebuie face nimic. De atunci până în 95 nu a stat cât de cât stabil și de aici s-a pornit. Astăzi, în acest an, vom sfârși anul cu cel puțin 776.000 de automobile, apropo aici doar automobile, restul nu iau, ceea ce înseamnă 309.000 de mașini la 1.000 de locuitori. Dacă observați, pe cap de locuitor, numărul de mașini în Moldova în această perioadă a crescut de 60 de ori. Deci, practic, dacă în 70 nimeni n-avea mașini, acum avem practic fiecare. Și am două vești triste. Una tristă și a doua și mai tristă. Prima, în această perioadă, chiar dacă la noi număr de mașini pe cap de locuitor a crescut de 60 de ori, număr de drumuri în această perioadă a crescut doar cu 50%. Atunci aveam vreo 6.000 de kilometri de drumuri asfaltate, acum avem 10.000. Asta e prima. Și doi, năpasta, că deja altfel nu pot spun cu mașini, că nu s-a terminat. Din simplu motiv că media europeană este de la 500 până la 600 de mașini la 1.000 de locuitori. Altfel spus, în următorii câțiva ani de zile, că aici noi mergem după Europa cel mai bine, în următorii câțiva ani de zile, la noi număr de mașini se va dubla, calcula pe cap de locuitor. Și noi aici creștem rapid. Dacă vă uitați atent, noi am reușit să dublăm în aproximativ 15 ani, mai puțin, chiar 12 ani, noi am reușit să dublăm numărul de mașini pe cap de locuitor. În următorii 10 ani de zile, noi cu succes vom dubla numărul de mașini. Ne-au mai rămas să facem și drumuri. Asta a fost, pe scurt, un tablou
care sper că va ajuta graficele care le voi publica, vă vor fi utile, să vă creați o impresie cine eram noi în 91, cine suntem noi în prezent. Pentru a face o analiză cât mai clară pentru noi, mi-am permis să fac acest exercițiu pe care îl fac deja de mai mult timp, să dau valoarea salariului, valoarea producției agricole, valoarea producției industriale, valoarea produsului intern brut la leu din ziua de astăzi. Deci vă va fi foarte ușor să comparați. Este evident, asta nu întotdeauna este foarte ușor de făcut, există anumite dar trebuie să explicați, dar cifre mai bune cu certitudine nu pot exista, din acest motiv sper foarte mult că datele care au prezentat vă permit să vă creați o impresie despre cine este Republica Moldova la 32 de ani de independență, iar eu doar încă o dată nu am decât să vă felicit cu această sărbătoare, cu toate sărbătorile care ne stau în față și sărbătoarea limba română și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos și să vă bucurați în rândul familiei, veți avea câteva zile de vacanță, nu pierdeți ocazia să mergeți cu toată familia undeva și să vă bucurați de viață. Vă mulțumesc și până data viitoare. Să aveți o zi bună!